Și dacă mulți dintre cei care au rămas în București și au făcut curaj să iasă din casă abia spre seară, la malul mării și pe strandurile din toată țara a fost aglomerație mare. Și cum termometrele au arătat chiar și 40 de grade la umbră, nu e de mirare că au apărut și problemele. Zeci de oameni au sunat la ambulanță după ce li s-a făcut rău pentru că au stat prea mult la soare. Alo, bună ziua, ambulanța Prahova. Da, spuneți, vă rog. Telefoanele dispecerătelor ambulanței au sunat ieri fără încetare. Căldura de afară i-a doborât pe mulți români. Este vorba de pacienți cu patologie cronică, hipertensivi, bolnavi cu cardiopatie ischemică, diabet zaharat, bronhopatie, deci bolnavi cu afecțiuni respiratorii cronice, care în contextul temperaturilor ridicate nu trebuiau să iasă din casă. Dacă totuși ieșim, suntem nevoiți să ieșim în timpul amiezii, să ieșim cu capul acoperit, să ieșim îmbrăcați în haine subțiri, de culoare deschisă, să avem la noi o sticlă cu apă, să ne hidratăm. Mai norocoși au fost cei care și-au petrecut weekendul la malul mării. Și cum au fost câteva zile foarte însorite, turiștii au profitat și au stat la plajă chiar și la ore nepotrivite. Soarele de după masă nu prea e foarte bun pentru el. Este foarte important să-i protejăm dacă vrem să evităm neplăcerile, arsurile. Și el are pielea foarte sensibilă, așa că ne-am luat la noi destule soluții. Loțiunile de protecție nu sunt îndeajuns de puternice pentru a-i proteja pe copii. Medicii recomandă ca cei mai mici de 3 ani să nu stea deloc la soare. Copiii au făcut plajă și în strandurile din țară. Bazinele din Băile Felix au fost foarte aglomerate ieri. Doar și poate pentru proprietarii de ștranduri, canicula înseamnă profit, foarte mult profit. Spre exemplu, în cel mai mare ștrand din stațiunea balneară Băile Felix, doar astăzi au intrat peste 4.000 de persoane. Cum vă simți? Foarte bine! Super, super! Sunt bune paturile cu jacuzzi? Foarte bune! Foarte bune, dar trebuia să fie roată de jur împrejur, să beneficieze mai multă lume de tratamentul ăsta extraordinar. La fel de aglomerat a fost și ștrandul din Sibiu. Nu suportați căldura? Aici bine, în afara strandului rău de tot. E mai bine la strand decât în fața blocului. Mult mai bine. Și pentru că odată cu venirea serii aerul nu s-a răcit, mulți români au amânat plecarea spre casă. Totuși o oră târziu, aproape două seara, nu e rece în apă? Nu, este foarte plăcut. În moment ce apare este foarte cald, înăuntru e foarte plăcut. E ceva extraordinar. Cel mai probabil, strandurile vor fi la fel de pline și astăzi. Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă pentru jumătate de sud a țării.